pentru orice produs French Maker de pe Foodshop este Mojo. Scrieți codul după ce faceți comanda și aveți 10% reducere cu plăcere! Am pus intro-ul așa și numai din partea asta cu calculatorul în spate pentru că e ceva diferit și rapid. Astăzi m-am trezit binevoitoare. Ia uite, cu stare de bine, binevoitoare să fac ceva frumos. Eu fiind un foarte mare fan David Dobrik, am început să împrumut din caracterul lui de vlogger. Evident, nu pot să fac videouri de 4 minute 20 pentru că vreau să vă ofer mai mult de atât, dar ce pot să fac este să fiu mărinimoasă. Uite, atâta de mare am inima. Și da, guys, după cum ați văzut în titlu, astăzi o să-mi surprind prietenii. Cum știți, prietenii? Cel mai bine am prezentat în cel mai necenzurat vlog, adică Ciobanu, Deli, Adela, Brind Dibiri, Teo, Cătă și Bobo de la Dinvară pe Broadway, Kiki, Gioca, Maria Zvinca, Vlad, Mara, Yasmina, Maria, Moldovan și Carmina. Vlogul în care am pus cam tot și pentru care aparent ei nu m-au blamat, aveți infocard aici, este un episod din seria Balamuc Vlog. Nu știu cum să vă zic, dar cred că m-am îmbătat. Când explic surpriza, nu pot să vorbesc foarte tare pentru că Brandy e în camera cealaltă, dar norocul nostru este că are un curs. Ești atent la curs sau nu? Da, eu am distribuția tentativă. Ia atent la curs. Vom lua ca bunul nostru Techeș microfonul în mână și o să vă explic încet despre ce e vorba. După cum știți, eu îmi aloc o parte generoasă din venituri pe haine. Pentru că în primă fază reprezint Foodshop, sunt un fel de guru al Foodshop-ului, un brand ambasador acolo. Ei, și m-am hotărât ca o lună, adică luna asta, să renunț la cheltuielile pe care le-aș fi avut pe țoale pentru mine, așa că pun la bătaie pentru ei 2000 de euro. Și am să-i testez pentru că vor fi puși în situația în care vor trebui să împartă și o să fie foarte palpitant. Vreau să le cumpăr prietenilor mei haine de 2000 de euro. Am zis-o. Da, am mai stăcat. Asta, te așteptai să fie asta? Da. Pentru că noi suntem cei mai șmecheri și pentru că merităm. Nu alte motive. Astea sunt celelalte motive, sunt așa, dar de fapt noi suntem cei mai amuzanți, cei mai tari, cei mai de treabă, cei mai mișto oameni pe care ai putea să-i ai în viața ta vreodată, cea mai tare gașcă de prieteni și mai există complimente? Și vi se atribuie vreunul? M-am trezit foarte binevoitoare azi și m-am hotărât. N-am mai văzut criticat de mult, ce am emoții. Ce ai hotărât, haide, pune șarpilii care ești. Să vă testez capacitatea de a împărți și la toți prietenii mei, nu, la 10 dintre ei. Bine, gata, că nu mai văd, 2000 de euro pe Foodshop. Vă cred! Am făcut asta, efectiv, ador! La 10 oameni? Da. Cât înseamnă? 200, drecu! 200 de euro? Da. Două cum am două! 200! Yes! 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 Vai, fărca, unde parcă mașina? Ai spălat mașina? Nu. O spălăm noi! O lingem, dacă vrem! Faza e că suntem gașca gang fără mine, adică 5, Vlad, Mara, 6-7. Mai rămân 3 persoane, dintre care una trebuie să fie neapărat Carmina, pentru că e foarte implicat în tot ce înseamnă montaj pe poze și de-astea și m-aș sta super mult să fie acolo. Mai rămân 2 persoane pe care am hotărât să le tragem în seara asta la bilețele. Se trag bilețelele pentru cele 2 persoane. Este un moment super nașpa pentru că mi-e tare frică să nu-mi uit vreun prieten. Dacă ne-am uitat un prieten, lăsați-ne în comentarii. Maria, Yasmina, Bobo, Cătă, Moldovan, Kiki, Gioca, Oprina, Mia, Vlad Danilo și Sucarov. Câte trebuie să fie? Trebuie să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și vom extrage cu mâna asta. Dragi, Raul! Să cadă binele! N-am cum să extrag cu asta. Da. Ok, haide. Gata! Aia și eu la fel. Da, nu? Da. Asta e, deci n-are cum să nu fie. Eee! Gata! Gata! A
Ador! Ador! Ah, ok, și Cătă stă cu Bobo și ar trebui să iasă Bobo acum. Dacă nu iese Bobo acum și vrei să-i cedezi și lui Bobo pentru că stați in the same home, puteți să share the money. Dacă vrei, lăsați omul să... Dacă vrei, adevărat, adică până la urmă poți să iei tot premiu, adică la toată lumea. A, 10-a. Uite ăsta. Bine, ăsta, gata, gata. Gata, 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 ăsta, gata, ia. Știu biletul. Bobo! Nu pot să cred, what the fuck, Romania, what the fuck, 3 cars of police in front of my home, Romania. Că nu e așa. Wow, sunt șocat. Dar încă rămâne valabilă chestia cu împărțit. Dacă vreți să împărțiți 50-50 cu mine să mai îmi dați în cost. O să spui cu camera. Acum mai avem să îi anunțăm pe ei. Se fac dezvăluiri la Berigei. Tot a început de la o sumă de bani. Da, 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 da. Acum se începe certurile. Aruncat o sumă de bani între prieteni și pe asta a ajuns. Bine, fii atent. Deci, da. Între noi, fie portunier. Da. Mereu e ceva între voi. Mara. E o cameră acum. M-am gândit să-mi aleg 10 prieteni. Dacă îmi spui asta, sunt unul dintre ei. Doar ca să știi să nu fii dezamăgit după ce îmi spui după care ai 10 prieteni și eu sunt al 11. Ești în aia 8. Da, da, ești în aia 8. 2 oameni. Să vă dau 2000 de euro pe Fujo. Nu te panica, nu de persoană. Împărțit la toți. Gen, azi m-am uitat. Adică... Gen, știu deja ce adică vreau. Adică 10 milioane fiecare. Da, păi, acum îți pun în cont. Marina M. Și să vă dau 2000 de euro pe Fujo. Lasca familia. Aoleu. Alex deja mă întreabă dacă poate să-mi dea pe Revolut 10 euro, că trece cu 10 euro de 200. Începe momentul în care o să se certe între ei și o să-și ceară unul altuia, se întâmplă, nu vine să cred. 2 weeks later. Deci, având în vedere tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, toată nebunia asta, eu am și uitat că le-am făcut prietenilor mei o surpriză și am inițiat tot proiectul ăsta să-i fac să se bucure după carantină și după pandemie și acum a venit coletul. Coletele, au venit coletele. Ne-am revenit, ne-am intrat și noi în formă și astăzi o să fac... La microfonul iar. Iar astăzi o să fac și pe băiatul cu pizza și o să le duc direct delivery acasă hainele prietenilor mei iubiți, pentru că așa vrea inima mea să facă. Este 11 acum noaptea și o să încep din casă în casă să mă duc să le duc hainele. Ghiciți cine e prima persoană care s-a prezentat? Ea! De bună voie și nesilită de nimeni să-și ia pacea, bă! Măi, mie că poate rup hainele. Cum ar fi? Cum ar fi? Așa de mult. Yeah. Wow, Mara! Yeah. Nu cred că te luam numai cam de garson. Bă, wow, mulțumesc! Plăcere! Bună seara! Ce drecuș! Spune-te-o! Cum e ce-ar aduc caravana dragostei? Ce? Nu vrea? Nu. Teo dorme și nu vrea să-și ia hainele. Logic! Hai, am coronavirus, lăsat! Și nu vrei haine? Uh-huh. Mă trezesc la 6, lăsați-mă. Ai câștigat la loto, bine. Lasă-o cutia poștală. Chiar mă spune. Wow. Moș Crăciun. Să uite-te la el. Și acum fă o tranziție din aia, că mă las în chilos de aici și mă schimb, da? Nu pot să cred. Uite, da. Mamă, mamă, ce doste de nebună TikToker! Pe luna. Luna! Ador! E cea mai minunată mință de universitate! Mulțumesc! Nenorociții dracu! I am that Adidas guy. Mulțumim frumos! Sub plăcere! Bună, sunt eu, sper că am pornit microfonul. Pitica editează acum vlogul pe care îl vedeți acum, gen eu sunt în vlogul care se editează, nu știu. Eu am venit acum de la muncă, acum mai de mult. Trebuia să merg să iau hainele mele de la mașină. Gen, am rămas ultimul la astea, hainele astea. Abia așteptam vanzii ăștia. Pitico, ești tare rău. Nu au de pitica, dar știe că e tare rău. Nu poți să crezi, nu se poate crear. No! Ador! Mă simt ca de Crăciun. Zici că a venit Moș Nicolae pe la gene. Trebuie să le arăt hainele la cameră? Nu. Uitați-vă. Wow. Wow. Te
Thank you. I love you. Spune două vorbe pentru bună dimineața. Bună ziua, jurnalul TVA. Suntem aici cu Edi Bradabora și prietenii Moș Crăciun. Ne vedem săptămâna viitoare. Ok, bye, vă pup. Sănătate numai bine, să fim sănătoși toată lumea. Toată lumea să se distreze, toată lumea să se plimbe, toată lumea să iasă în parc, toată lumea să bee, toată lumea să merge la mare, toată lumea să merge la festival la anul, toată lumea să editează vlog, toată lumea să se uite la mine, toată lumea să dea subscribe la canal, toată lumea să fie sănătoasă. La revedere, pa! Eu n-am auzit nimic efectiv în căștile. Ce ai zis? Am făcut outro. Pa! Vezi trendul. Că s-a anticariana ce mai zis, not cool. Ești scris, să cazi în cap după tequila combinat cu Jack și rom, pune și tequila pentru multe grade. Levităm, toți în echilibru până primul cade.